cât de mult poți slăbi în 3 luni de zile la sală, cât de mult te poți transforma. Am testat-o pe propria piele, mușchi, și o să-ți arăt imediat ce a ieșit. Adică asta a ieșit, asta e varianta de după exact 3 luni de zile. Astăzi când filmăm, e 1 iunie 2021, în spatele meu o să apară imediat imagini, au și apărut, da? Cu mine, acum 3 luni, pe 1 martie 2021. Tragem linie, în cele 3 luni, minus aproape 20 de kg, un corp mai tonifiat și un tonus mult, mult mai bun. Rămâi cu noi, îți arătăm toată această transformare, tot ceea ce trebuie să faci e să te abonezi la canalul nostru, să dai un like, mulțumim și pentru un share și vizionare plăcută! Salut din nou! Ăsta e momentul în care am început transformarea. Astăzi, 1 martie 2021. Semtex Gym, fabrica de campioni. Haideți la fabrică, să facem un campion. Uite, exact ca sârma asta ghimpată, așa sunt frustrările noastre care ne țin și nu ne lasă să ieșim cu adevărat la suprafață, să ne bucurăm cu adevărat. 1 martie 2021, așa cum îți spuneam, momentul în care începem transformarea. Cel care mă va antrena este Cristi Tăcaciuc, unul dintre marii sportivi ai României, culturiști ai României, care a reprezentat atât orașul Suceava, cât și țara la zeci de competiții naționale și internaționale. Bună, Cristi, salut! Ciao! Râs cam și cu băieți așa, cam știi ce mă așteaptă, să înțeleg. Bine ai venit în fabrica de campioni! Așa! Uite, le-am spus care e provocarea, 3 luni în care tu spui că se va cunoaște așa o transformare pe corpul meu, pe care dacă nu o să o cunoaște, o să facem din Photoshop cumva dacă nu ne iese. Eu zic că nu o să fie Photoshop, o să fie 3 luni. Eu i-am zis operațiunea Golgota. Așa, sună bine. Încă nu știi ce te așteaptă. Încă nu știu ce mă așteaptă. Ai să vezi, ai să simți puțin gustul unei pregătiri care o face în mod normal un sportiv. Nu ai să o faci 100% pentru că tu ești un om normal, dar un 70-80% o să o faci. Începând cu rutina zilnică, trezit, venit făcut partea de cardio, mâncat de dimineață până seară. E un paradox. Ca să slăbești trebuie să mănânci, antrenamentul de seară, și cu cât înaintăm în pregătire, chiar și seara vei mai face încă o ședință de cardio. Dar asta în funcție de cum progresează pregătirea ta. Deci tu crezi că se mai poate ceva, face ceva la corpul ăsta atât de... Bine, acum adică voi îl vedeți îmbrăcat, dar el credeți că este ca omulețul Michelin. Deci el are așa un fel de... Anvelopă, s-a învelopat. Eu rămas de la mare, am trecut. Ce ne așteaptă? Adică ce mă așteaptă? Te așteaptă... În primul rând, și cel mai greu lucru, mâncat, de dimineață până seară, undeva la 6-7 mese pe zi. Da, tu ca să slăbești, trebuie să mănânci foarte mult. Așa, asta e cel mai greu lucru, pentru că, practic, tu mănânci aceeași mâncare zi de zi, zi de zi, zi de zi. Lasă ce vezi pe internet, chestii, deci bază, orez, piept de pui, salată, brocoli, sparanghel, pește, albuș de ou. Astea sunt chestii clasice din anii 60, adică nu-mi reinventăm roata. A doua parte, cardio, dar cu adevărat cardio, adică în momentul când te dai jos de la cardio, ești ud și în papuci. Și antrenamentele, care... El a mai făcut sală. Sergiu a mai făcut sală. L-am văzut acum ceva timp, a cochetat, să zicem. Dar poți să consideri că tu de mâine te apuci de sală. Deci ce ai făcut până acum a fost așa, să zic, un fel de dans, balet, dar cum vrei tu să spui. De mâine te apuci de sală. Și o să vezi cu adevărat ce înseamnă antrenamentele făcute special pentru a tonifia musculatura. Eu nu mă interesează doar că slăbesc, că atunci rămâi ca o stafidă. Eu vreau să fac, în momentul când te dezbraci, să vezi și un corp tonifiat și plăcut ochiului și cine este vaiz blocat, bă, te întrebe, tu faci mișcare? Spune-mi cele mai bune 3 rezultate ale tale pe vicecampion mondial,
dublu campion balcanic și locul 4 la Miss Olympia Amator. Am spune tot. Hai să ne plimbăm. Da. Party, 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 let's all get wasted. Mâine dimineața ora 7 sunt aici la tine. Da, acest samurai. Adică eu. Descoperit, da? Acest diamant neșlefuit. Așa. Intrăm în vestiar. Ok. Aici oglinda, numai puțin, de ce eu vin? Mă uit, mă admir. Îs bine, e ok, da? Nu? Da, de ce da, 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 da. Eu nu știu cum mai să poți. La super, așa cur perfect să-l mai, să-l mai transform. Să hai, hai tic în vestea. Intrăm aici. Da? Ei, deja vedem gratis. Nu mai poți să fugi. Am înțeles. Ideea e că de aici nu mai ieși. De aici nu mai ieși. Da. Te-ai dezechipat. Așa. Ți-ai pus echipamentul de antrenament pe trupul ăsta superb. A, mulțumesc. Așa. Hai că îmi place băiatul ăsta. Așa. Un instructor foarte drăguț. Da. Antrenor, antrenor. Antrenor. Aici recepția. Îți iei apă, dacă nu de la ghiuvetă, că e ieftină, da. Aia nu trebuie să o plătești. Ok. Lucrurile le lași în vestiar. Portofelele, asta... portofelele mele le las aici? Da, nu, în e vestiar, problemă, nu? Nu e problemă. Banii am nu mereu cu 3 portofele. Aici. Da. Da. Zona de cardio, avem da? Partea de cardio. Ok. Avem partea de benz. Cross trainer, se numesc chestiile astea. Cross trainer? Da. Adică bicicletele astea. E o acest... chestie care dai și din mâini și de picioare. A, asta. Pe bandă, deci tu folosești doar picioarele aici. Folosești și o mișcare a brațelor. Deci, practic, e mult mai eficientă ca banda. Ok. Dacă o faci la intensitatea potrivită. Aici avem niște biciclete verticale. Aici avem niște biciclete orizontale pentru leneș ca mine. Așa. Și ca mine, nu? Sau? Știu că n-ai început, încă nu pot să mă dau părerea. Am înțeles. Aici iar avem niște cross-trainere, dar mult mai grele ca cele de aici. Așa, și acolo avem scările, renumitele și binecuvântatele scări, care ai să-ți dai duhul pe ele. Sper că nu. Duhul ăla al latin din stomac. Am înțeles, refer. Am așa. Înțeles. Așa. Asta e partea de cardio. Duhul burții. Duhul burții, da. Prese de piept, prese de umeri, triceps, biceps, planuri declinat, înclinat. Aici e o zonă care ție o să-ți placă foarte mult. Da. Zona picioarelor. Ok. Și în special o să vreau să-ți fac cunoștință. Uite, acest aparat se numește Hex Squat, dar noi l-am alintat Hitler. De ce Hitler? Să zicem că scoate tot ce e mai bun din tine. Ah, oh, înțeles. Hai să-l cunoști mâine. Cum deja mâine? Păi... nu știu, eu te-am considerat un bărbat cu adevărat al sensul cuvântului. Un bărbat puternic. Și atunci, din prima zi, tu vei lua cel mai greu antrenament, cel al picioarelor. Pentru că noi nu o să ne ghidăm doar după cântare. De exemplu, poți să, acum tu ai 100.5 kg, da? De exemplu, tu poți să ajungi... Azi dimineața m-am cântărit 100.5 kg. De exemplu, tu poți să ajungi la 80 de kg și să arăți cumva. Dar poți să ajungi la 85 să arăți foarte tonifiat și foarte estetic, plăcut ochiului. Am înțeles. Nu-i, deci, repet, nu-i targetul kilogramele. Targetul-i să arăți cât mai bine dezbrăcat. Pe data viitoare nu uitați, abonați-vă, veniți cât mai mulți în comunitatea ceva altceva, veniți aici la Semtex Gym, vorbiți cu Cristi, el vă poate da sfaturi. Sfaturile sunt gratuite, ce urmează după impune, în primul rând, cel mai important lucru e voința voastră. Dacă voi aveți voință, restul se vine de la sine, da? Ok, pe data viitoare. Ciao. Îți mulțumesc că te-ai uitat la acest video și dacă te-am făcut cât de cât curios, dă click la următorul video, tot din această serie a transformării de 3 luni. Mergem direct în sala de forță și îți arăt cum am parcurs prima lună de antrenamente la Semtex Fabrica de Campioni. Nu uita să te abonezi, te așteptăm, fii ceva altceva.